Adică riscăm să ajungem cu multe surprize, cu prea multe, în ziua de curățenie. Pe scurt, trebuie să ne pregătim și cât de bine putem pentru curățenie, trebuie să facem pregătirea curățenie. În primul rând, trebuie să aveți acordul de parteneriat. La nivel de județ, vă încurajam eu, e mai simplu ca fiecare partener să vadă ce și-au asumat și ceilalți. Vă scurtează, să zic așa, multe dialoguri. Am înțeles că nu s-a putut peste tot, nu e un problem. În al doilea rând, pentru autoritățile locale, după modelul din Argeș, convenții de implicare. Aveți și o anexă în documentul ăsta cu ce înseamnă sau ce a trebuit să-și asume primăria. Contracte de sponsorizare și parteneriat. Voluntarii scriși pe website. Bază de date pe fiecare județ cu parteneri sau firme confirmate, corect? Și bază de date cu persoane pentru organizare. Asta sunt, deci, efectiv, de asta vă trebuie să aveți o organizare clară pe pregătirea curățeniei și să urmăriți un Excel, este cel de lungă. Avem, e destul de mare, nu e de acum neapărat pe detalii. Avem aici, o să ia cuvântul rând pe rând, persoane diferite pe comunicare, finanțare, voluntari, logistică și monitorul, unul dintre cei doi monitori pe pregătirea curățeniei.